Salutări tuturor! Bine v-am regăsit din nou, oameni dragi, frumoși și luminoși! Ce mai faceți, dragilor? Cum sunteți? Astăzi, aici și acum, în această zi de sărbătoare, ne reîntâlnim din nou. Vreau să transmit pentru început tuturor sărbătoriților un sincer la mulți ani, să fiți bucuroși, împliniți, să aveți parte de ceea ce vă doriți voi, fie ca Sfânta Fecioară Maria să ne ocrotească pe noi toți. Și ne reîntâlnim așa cum se întâmplă săptămână de săptămână, pentru o nouă citire, pentru o nouă ghidare. Aceste mesaje vreau să vă reamintesc pentru cei mai noi de pe acest canal de YouTube, vin prin aceste instrumente, aceste carduri oracol cu îngeri, prin puterea intenției. Noi cerem și aceste informații ni se vor revela. Cere și ți se va da. Prin legea rezonanței, prin legea atracției. Așadar, ni se vor revela în următoarele minute acele informații de care avem noi nevoie, acele conștientizări de care avem noi nevoie. Pentru intervalul de timp 16-22 august. Și dacă rezonăm cu aceste mesaje, este bine totuși să ținem cont de ele, să le punem în aplicare pe parcursul săptămânii, că doar așa această citire face sens pentru noi, ne poate ajuta aceste mesaje angelice să ne transformăm viețile, să ne co-creăm destinele noastre, să ne facem vieți mult mai împlinite, mult mai echilibrate. Merităm cu toții mai multă fericire, mai multă iubire, mai multă prosperitate. Totul depinde de noi, atât cât conștientizăm noi fiecare și atât cât lucrăm cu noi înșine. Și suntem în continuare cu luna în creștere. La nivel subtil este o perioadă în care acumulăm, chiar dacă noi nu conștientizăm asta. Până pe 22 august, luna este în creștere. În această zi schimbăm și vibrația, dar avem și lună plină în vărsător. Este o zi cu o încărcătură energetică foarte puternică. Ieșim de sub influența de foc din energia leului. Am avut foarte multe energii de foc chiar în exces și asta s-a văzut și în planul fizic, s-au materializat foarte multe incidente cu energia focului, foarte multe incendii chiar în întreaga lume. Zi de zi am avut incendii, asta am văzut și în mass media, foarte multe purificări prin foc. Așa a fost îngăduit, probabil nu prea înțelegem noi cu mintea rațională de ce a fost să fie așa. Dacă s-a întâmplat așa, a trebuit, știe Dumnezeu de ce s-a întâmplat așa. Și cum spuneam, în această zi schimbăm vibrația, intrăm pe o energie feminină, intrăm în sezonul fecioare pe o energie de pământ. Această energie a fecioarei de pământ ne ajută pe toți să devenim mai pragmatici, să revenim cu picioarele pe pământ. După atâta și atâta, să spunem, distracție, petreceri, pentru că energia de foc ne-a îndemnat să ne distrăm mai mult, să petrecem, acum cu această energie de pământ ne vom gândi mai mult la acest plan pragmatic, la muncă, cum ne gestionăm finanțele, cum ne organizăm, ce vom face noi în continuare. Devenim poate și mai hărnicuți, pentru că una dintre caracteristicile fecioarei este că este ceva mai hărnicuță față de alte semne zodiacale, mult mai pragmatică, dar în același timp este și puțin cicălitoare. Așadar, aceste influențe ne pot afecta și pe noi, la nivel, să spunem, subtil. Este bine să fim așa cât de cât echilibrați. Și tot în această zi, cum spuneam mai devreme, avem lună plină în energia vărsătorului. Întotdeauna la lună plină, dacă avem foarte multe bagaje energetice acumulate, foarte multă karmă, ne putem simți unii dintre noi poate mai frustrați, poate mai agitați, poate
În aceste zile, cu 2-3 zile înainte de lună plină, cu 2-3 zile după lună plină, se resimte mai multă agitație interioară și poate nu știm de ce. Este bine să ne observăm, pentru că luna ne influențează, ne luminează interiorul nostru. Suntem peste 70% apă și toate aceste energii astrale ne influențează lichidele din organismul nostru. Așadar, este bine să ne observăm, să conștientizăm ce frâne, ce blocaje avem noi pentru a le elibera. Se spune că Buddha s-a iluminat, s-a trezit într-o zi cu lună plină. Așadar și noi, de fiecare dată când avem acest fenomen astral, putem să avem parte de conștientizări. Dacă ne reconectăm la noi, dacă ne vedem, dacă ne simțim, dacă ne auzim, se poate întâmpla asta. Putem să eliberăm, putem să ne vedem ce nu funcționează în viețile noastre, să ne chemăm sufletul nostru înapoi. Uneori îl dăm cu știință sau fără știință, suntem legați prin atașamente, prin tot felul de stringuri. Este o zi foarte bună în care putem să facem ritualuri magice de purificare, chiar și o cruce, dacă o aprinzi de nou lumânări, te poate ajuta să alchimizezi karma. Cele mai bune lumânări sunt lumânările de ceară, nu ca aceste de parafină. Ceara de albină, autentică, arde karma, programele negative, da? Și vom vedea ce ni se recomandă. Voi lucra cu maiești, cu strămoșii și cu îngerii, să vedem care ar fi tema săptămânii, să vedem ce vine, mesajul general pentru această săptămână, ce ar trebui să auzim, să știm. Ni se transmite așa, chiar mesajul de la lună, cu luna în creștere. Vedeți că totul vine așa, printr-o sincronicitate, exact ceea ce avem nevoie. Primim foarte multe mesaje intuitive, să notăm aceste mesaje într-un carnețel personal al nostru. Poate primim mesaje prin vise, tot felul de informații. Energia lunii ne poate aduce foarte multe conștientizări, mai ales prin intermediul viselor, să ne notăm visele noastre. Visele vin ca niște informații care ne pot ajuta, dar în același timp sunt ca niște metafore, nu vin mot a mot pentru noi, trebuie ca noi să le descifrăm. Subconștientul nostru ne arată o anumită formă, dar noi la nivel conștient ar trebui să încercăm să decriptăm ce a vrut să ne transmită sinele nostru, interiorul nostru sau ghizii noștri, îngerii noștri, prin acele vise, da? Este bine să ne notăm gândurile care ne vin, ne pot ajuta foarte mult, ceea ce simțim noi, da? Este bine în această săptămână să ne observăm, să ne vedem, să vedem cu ce ne confruntăm, ce blocaje avem. Poate este în domeniul financiar, poate nu atragem bani pentru că nu iubim banii la nivel subtil, poate nu atragem destulă iubire, sănătate, totul se poate schimba dacă lucrezi cu tine la nivel conștient. Vom vedea și Fecioara Maria, pentru că m-am gândit să lucrez în continuare și pentru această săptămână cu Fecioara Maria, pentru că astăzi este zi de sărbătoare, o celebrăm, o onorăm. Fecioara Maria reprezintă divinul feminin, este mama noastră a tuturor. Și avem mesaje, avem nevoie de mesaje pline de iubire și de blândețe. Vom vedea Fecioara Maria cum ne încurajează pentru începutul săptămânii, ce ne transmite nouă tuturor. Ne transmite așa, să vă conectați, mai ales femeile, la feminitate, la naturaleța voastră feminină. Și bărbații se pot conecta la această parte feminină pentru a avea parte de multe conștientizări, pentru a-și accesa intuiția. Mai ales femeile se recomandă să își integreze feminitatea, poate trăind în societatea în care trăim acum, uneori ne inversăm rolurile, da? Femeia este bine să fie femeia, femeie, bărbatul este bine să fie bărbat. Să ne exprimăm energia noastră,
mult mai mult așa cum suntem noi, da? Să ne integrăm și sexualitatea, să ne acceptăm, da? Să vă exprimați feminitatea, blândețea, compasiunea, dragostea voastră de mamă, mult mai mult să scoateți această energie feminină în aplicare. Acest mesaj vine mai mult către femei, da? Să fiți mult mai feminine, într-un cuvânt, vi se recomandă, asta vă transmite Fecioara Maria. Dar cum am spus, acest mesaj poate ajuta și pe bărbați, pentru că mai sunt și bărbați care vizionează acest material video, pentru a se conecta la partea interioară feminină a lor, pentru că fiecare om este alcătuit din două părți, din energie feminină și masculină, da? Și când te conectezi la energia feminină, devii mai iubitor, mai intuitiv, ai mai multă compasiune, ești mai blând, da? Emiți acea căldură care este specific femeilor. Ia să vedem care ar fi și provocarea săptămânii sau oportunitatea săptămânii, să o numim așa. Oportunitatea săptămânii să ne conectăm la familia noastră. În familie vom găsi tot ce avem noi nevoie, da? Avem parte de vindecare, avem în familie parte de ajutor pentru a vindeca anumite probleme, da? Poate unii dintre voi aveți anumite probleme cu copiii dumneavoastră și este bine să le oferiți mai multă iubire, să fiți alături de copii ca niște prieteni, asta ni se recomandă pentru a avea parte de vindecări. Simt că în unele familii sunt unele probleme, trebuie rezolvate și este nevoie de iubire, de înțelegere, de acceptare, de a vă reconecta, de a deveni o familie cât mai unită. Dar asta ar fi, să spunem, provocarea sau oportunitatea, cheia săptămânii, să încercăm să fim mult mai uniți în familie. Ne simțim mult mai susținuți, mult mai ajutorați doar dacă ne iubim cu toții, doar dacă știm să fim uniți, da? În familie îți regăsești puterea. Cei din familie pot să te susțină dacă treci printr-o perioadă în care îți este foarte greu, da? Din familie îți regăsești toate resursele. Să vedem cum închidem această săptămână, ce ne mai transmite Fecioara Maria. Ne transmite așa, iubire. Iubirea este răspunsul tuturor întrebărilor noastre. Să oferim mai multă iubire, să emitem cu toții mai multă iubire. Dacă noi am fi mai iubitori în aceste timpuri, nu s-ar mai fi întâmplat atâtea și atâtea, pentru că toate au venit peste noi din lipsa iubirii. Am uitat să ne iubim cu adevărat unii pe alții, am uitat să respectăm această planetă. Deci să încercăm să fim cu toții iubire, să emitem. Iubirea vindecă, iubirea curăță, iubirea transmută toate energiile negative, toate entitățile. Atunci când ești în iubire, îți crește sistemul tău imunitar și devii invincibil la virus, bacterii și toate entitățile care vor să te paraziteze. Ești în iubire, ești în lumină, ești în Dumnezeu. Să vedem și ce arhanghel vine înspre noi să ne mai aducă un sfat și cine vine să ne ține de mână în această săptămână. Așadar, să vedem ce mesaj ni se transmite așa de la Arhanghelul Jofiel, să celebrăm viața așa cum este, chiar dacă uneori nu ne vine asta. Dar este foarte important să onorăm fiecare clipă a vieții, pentru că nu ne vom mai întâlni cu ea, să iubim viața. Arhanghelul Jofiel este acel arhanghel care ne ajută să aducem bucurie, culoare vieții noastre. Unii dintre voi îmi vine în minte acest mesaj, mai ales doamnele. În această săptămână poate simțiți să faceți foarte multe cumpărături, să vă schimbați stilul vestimentar,
sau stilul vostru, look-ul, pentru că Jofiel este ca și un stilist. Ne ajută să ne regăsim stilul nostru, să ne simțim bine în propria noastră piele, da? Să ne onorăm, să strălucim mai mult în această perioadă. Da? Indiferent ceea ce se întâmplă în lume, cumva să nu dăm prea multă atenție, prea multă energie, dacă ne punem și noi acolo atenția, vor crește toate cele situații. Ne vedem de treburile noastre, da? Vă reamintesc aceste mesaje, concluzionăm așa pe final, energia lunii ni se transmite acest mesaj, având luna în creștere, să ne notăm toate gândurile, toate emoțiile, să vedem cu ce ne identificăm, ce blocaje, ce programe rulăm în această săptămână. Cum am spus, de lună plină putem face un ritual, putem să ne scriem fricile și să le ardem, putem face foarte multe lucruri. Aveți pe canalul meu de YouTube sugestii la ritualuri magice. Din septembrie o să reîncep să postez ritualuri magice de lumină noi, care ne pot ajuta să facem salturi în conștiință. Ni se transmite mai ales doamnelor, domnișoarelor, să vă integrați energia feminină, să o scoateți la suprafață, să fiți femei cu adevărat, da? Să emiteți acea iubire de mamă, mai multă compasiune, mai multă feminătate. Încercați să adoptați stilul feminin, da? Pentru că, cum v-am spus, în societatea în care trăim, devenim cu toții mai androgini. Asta se promovează. Să ne reconectăm la familie. În familie ne regăsim toate resursele, tot ce avem noi nevoie. Când ne unim, avem parte de vindecare, se vor transmuta toate conflictele. Nu uitați să fiți mai înțelegători, să fiți ca și prieteni cu copiii voștri, să îi înțelegeți. Dacă voi o să fiți dur cu ei, o să îi judecați, copiii dumneavoastră o să fugă de voi și nu o să vă spună foarte multe informații și așa intervine separarea, divizarea și mai târziu o să suferiți și o să vă întrebați ce am greșit. Ai greșit pentru că poate uneori poți să iubești prea mult și sufoci cu foarte multă iubire, pentru că și copilul are nevoie de libertate, dar este bine să avem o relație, dacă avem copii cu copiii noștri, de prietenie, da? Este foarte inteligent acest lucru. Și să oferim mai multă iubire, să emitem prin toți porii noștri mai multă iubire, să lăsăm critica la o parte, da? Pentru că iubirea este răspunsul tuturor întrebărilor și iubirea ne scoate din orice situație limitativă. Jofiel ne ajută și ne transmite: celebrați, bucurați-vă de viață, indiferent cum sunt timpurile. Totul depinde de noi. Eu vă mulțumesc, dragilor, că m-ați urmărit. Mulțumim cu multă iubire și recunoștință tuturor entităților de lumină care ne-a transmis prin aceste instrumente, aceste mesaje pline de iubire, ca noi, așa cum spuneam, să le punem în aplicare, măcar să ținem cont de ele, că doar așa ne pot ajuta toate aceste informații. O săptămână binecuvântată să avem cu toții, numai bine, pe curând, namaste!